Începeți. Mă numesc, spuneți cum vă cheamă. Ion. În 25. Cum vii familia? Efros. Efros Ion, deci, da? Ion Alexandru. Da. Povestiți-mi despre dumneavoastră. Când despre... Efros are o rată în albată să vei? 24. Câți ani aveți? 20. Și povestiți-ne despre cum ați luptat în război. Am luptat, am la Berlin. De unde ați pornit? Acolo. De unde ați pornit? Am așteptat în Sifron, 6 luni. Acolo am fost dat acasă. Văd că aveți medalii. Pentru ce le oferiți? De unde sunt medaliile? La probe. Ce medalii sunt? Război. Dar după ce v-a rănit, în timpul războiului, a stat la, în Germania acolo? La, oriunde s-a trăzit? Nu. M-a dus în Bela Lofie, la Aveți nepoți, feciori? Acum, da, am. Mult. Familie numeroasă. Dar eu tot și nu înțeleg crucea, de unde e medalia aceea care e crucea? Orde? Nu, nu e toată de mai mare. Anul trecut. Asta e din partea cu președinții Republicii Moldova. Ce vă amintiți din timpul războiului? Cum? Ce vă amintiți din timpul războiului? Mă amintim. Când vedem la casă, după panerea, atât. Era greu, era frig, era foame, era... Dar nu te trecă de braț. Iar eu. Fără eu. Dar când ați venit acasă, a fost foamete aici, ați fost foamete, cum ați trăit? În 46 am venit. Da. Și foamea a fost în 46. Da. Și cum ați trecut perioada asta grea? E? E că am trăit așa, am scăpat. Părinții, cum au supraviețuit? Tatăl a fost la război. Tot în armata sovietică a fost. Tata dumneavoastră în armata sovietică a fost război? A fost la română. Și în armata română? Păi da, dar era din familie 900. Așa. Și se primea că tata e în armata română și dumneavoastră în armata sovietică, oricum. Da, da. La română. Și cum? Se primea că dumneavoastră luptați împotriva tatălui? Nu. Dar cum? Bine.